În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți frați și iubite surori, slăviți să fie Domnul. Suntem astăzi cu toții martori și părtași la o minune și la o taină. Minunea și taina este, cel puțin pentru mine, dragii mei, că Dumnezeul cerurilor ne-a strâns la oaltă în locul acesta. Minunea și taina pentru mine, dragii mei, este că avem aceste cântări care mișcă inimile noastre și aceste poezii care tulbură de atâtea ori mintea noastră și ne fac să ne simțim ca în cer. Minunea și taina este că a găsit Dumnezeu un cale pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră să mai stăm o clipă în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Și eu, și sunt convins că dumneavoastră împreună cu mine, așteptăm pe Sămănătorul, Cel Desăvârșit, să vină și să semene sămânța Cuvântului Său Cel Sfânt peste fiecare dintre noi. Cere doar să-i punem înainte inimile noastre, curățate de orice fel de tulburare și de orice fel de frământare, ca într-o inimă plină de pace și într-o inimă liniștită, Cuvântul lui Dumnezeu să găsească loc, pentru ca în vremurile care vor urma să și rodească. Dragii mei, stau înaintea inimilor noastre, Evanghelia cu îndrăcitul din Gadara. Și dacă am gândit logic și dacă am gândit normal și dacă am gândit ca niște oameni cu capul pe ume, probabil că un asemenea om, noi nu i-am acordat atenție. Cu un asemenea om, cu un îndrăcit, n-am avea ce să povestim. Un asemenea om, am considerat că n-are nevoie de atenția noastră. Dar un asemenea om, dragii mei, a avut nevoie să se întâlnească cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și nu oricum, a știut Domnul Iisus că în ținutul gadarenilor este un om cu care trebuie să se întâlnească. Și nu a avut de mers vreo 10 minute pe jos și au luat ucenicii, s-au suit în corabie și au trebuit să treacă peste mare. Pentru un singur om, Domnul nostru Iisus Hristos și-a luat ucenicii, s-au suit în corabie și au trecut pe marul celălalt. Știți ce e foarte curios? În timp ce treceau marea, s-a iscat o furtună. Nu știau ucenicii pe cine au în corabie cu el? Nu știau ucenicii cine este cel care le-a poruncit să se urce în corabie și să treacă împreună pe malul celălalt? Și totuși, la un moment dat, când au văzut și vântul, când au văzut și valurile, când au văzut cum se clatină și se mișcă corabia în furtuna aceea, s-au uitat spre Domnul Iisus, care a țipit și s-au dus la ea și i-a spus: trezește-te, nu-ți pasă că pierim? Ce-a făcut Domnul Iisus? A întins mâna, a certat și vântul, a certat și apa și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că s-a făcut liniște. Dragii mei, poate că măcar atunci ar fi fost momentul potrivit pentru cei ce erau în corabie cu Domnul Iisus să înțeleagă pe cine au de partea lui. Și totuși ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au zis unii către alții: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor
și apei și îl ascultă. Și vine să zic pentru mine și câteodată poate chiar spun în inima mea, eu știu ce fel de Dumnezeu am. Eu știu cine este Fiul lui Dumnezeu pentru mine. Și parcă toată această nădejde și toată această știință și cunoștința mea, când nu mai merg lucrurile așa cum mă socotesc eu, când nu mai ajung la, parcă nu mai ajung la ținta pe care mi-o propun, mai când vine să spun, unde este Dumnezeul meu? Dragii mei, așa de ușor, citind rapid aceste cuvinte, ajungem să spunem, ajung să spun, o, de-aș fi fost eu pe vremurile acelea și să fi fost aproape de Domnul Iisus. Vreau să vă spun că nimic nu s-a întâmplat. Și așa cum Domnul Iisus se plimba atunci din loc în loc și căuta ba pe unii, ba pe alții să-i vindece și să-i scape de poveri, la fel este și în zilele noastre. Și Domnul nostru Iisus Hristos trece de la inimă la alta și de la un suflet la altul și de la o minte la alta pentru ca să-și lase pacea sa și binecuvântările sale de pline. Știți ce se întâmplă în momentul în care noi ne dăm seama cine este Fiul lui Dumnezeu? Știți ce ajungem noi să facem atunci când înțelegem ce poate să facă la rândul său Fiul lui Dumnezeu pentru noi? Îl alegem pe El și spunem, Doamne, de aici înainte n-am să mă duc fără Tine nici la stânga, nici la dreapta, pentru că de acum știu cine ești. Câtă vreme a trecut peste ziua aceea când ne-am hotărât pentru Domnul? Când spunem că am înțeles cine este El, când spunem că am înțeles ce poate să facă El pentru noi în viața aceasta și pe pământul acesta trecător. În deșertăciunea care ne înconjoară, în durerile și în frământările prin care trebuie să trecem zi de zi. Doamne, ce bine a fost în ziua legământului nostru cu Tine! Și cântarea am simțit-o altfel, și poezia am înțeles-o altfel, și cuvântul Tău l-am crezut de plin. Ce s-a întâmplat de atunci și până în ziua de azi? De ce atâtea frământări? De ce atâta deznădejde? De ce de atâtea ori stăm și spunem, unde este sau cine este Dumnezeul nostru? Dar Dumnezeul, Fiul Dumnezeului din ceruri, ajunge în ținutul gadarenilor, dragii mei. Și cu omul acela cu care nimeni nu mai stătea de vorbă, nicio legătură nu mai putea să-l țină legat, nicio haină nu-și mai păstra pe el, lângă omul acela, Fiul lui Dumnezeu, se oprește. Și întâi vorbește cu Domnul Iisus, diavolii care îl stăpâneau. De ce ai venit înainte de vreme? Lasă-ne măcar să intrăm în turma aceasta de porci. Și porcii s-au aruncat în mare. Dragii mei, am auzit la un moment dat un cuvânt, nu știu dacă nu chiar în locul acesta. Știți de ce turma aceea de porci s-a aruncat în mare? Pentru că n-au suportat să fie stăpâniți de demonii care până în ziua aceea au zăcut și au posedat un singur om. De aceea s-a aruncat urma de porci în mare. După ce se întâlnește omul acesta cu Domnul Iisus, ne spune cuvântul Scripturii că omul și-a venit în fire. Dracii au ieșit din omul acela, iar porcarii când au văzut ce se întâmplase au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate, au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile și a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că i-a apucase o mare frică.
Dragii mei, de atâtea ori am crezut că oamenii au fost profund dezamăgiți, că și-au pierdut animalele. Însă, și poate că în parte, și acesta era oful lor. Și pentru aceasta ar fi dorit ca Fiul lui Dumnezeu să plece din ținutul lor. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a apucat frica în momentul în care l-au văzut pe cel îndrăcit îmbrăcat în toate mințile și stând la picioarele Domnului Iisus. Unul care până atunci n-a răbdat hainele pe el. Unul care până atunci n-a putut să fie legat cu niciun fel de legătură. Unul care până atunci nu trăia între oameni, ci trăia în morminte. Un asemenea om, după ce s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, și-a venit în fire și viața sa s-a schimbat. Dragii mei, în afară de faptul că Maica aș fi considerat până la o vreme că un asemenea om n-are ce să caute între oameni, am stat și m-am gândit eu în ce fel aș fi făcut sau m-aș fi purtat să fi fost părtaș la o asemenea minune. Să văd cum viața unui om se schimbă după întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu. Știți care e minunea și taina cea mai mare? Fiecare, cei mai mulți dintre noi, am fost părtași și martori la propria noastră întâlnire cu Fiul lui Dumnezeu într-o asemenea stare. Când a vorbit Fiul lui Dumnezeu pe înțelesul inimilor noastre și am înțeles că suntem goi. Când a vorbit Fiul lui Dumnezeu pe înțelesul inimilor noastre și am înțeles că avem mintea rătăcită. Și am înțeles că din momentul acela, fără El, nu se mai poate. Și martor pentru noi sunt toate minunile și binecuvântările care au umplut viețile din ziua aceea și până azi. Și martor pentru noi sunt mărturiile fraților care au trecut pe aici. Și nu le ajung cuvintele să ne spună și să ne povestească cum este viața alături de Fiul lui Dumnezeu după ce îți vii în fire. Preobiții mei, omul acesta din ținutul Ghergesenilor a rămas cu o dorință aprinsă în inima sa. Și îl ruga pe Domnul Iisus să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Cam ce fel de cuvinte ar fi folosit omul acesta despre întâlnirea sa cu Fiul lui Dumnezeu? A fost fără minte și acum am minte, a fost dezbrăcat și acum sunt îmbrăcat. Oare așa să fi vorbit omul acesta? Oare atât am avut noi de spus după ce l-am aflat pe Domnul? Oare cu atât am plecat în inimile noastre din ziua aceea și din locul acela în care noi ne-am ridicat și am făcut legământ cu Fiul lui Dumnezeu? Sau am ajuns să spunem, am văzut cerurile și am atins o stare pe care nu știu dacă o voi mai atinge pe pământul acesta și în viața aceasta. Că n-am mai văzut pe nimeni nici la stânga mea, nici la dreapta mea, de parcă eram numai eu și Domnul. Și de atâtea ori am mai simțit aceasta, că suntem numai noi și Domnul. Când eram cu genunchii plecați la rugăciune și aveam să-i spunem ceva în taină Domnului, sau când venea în mintea noastră, în orice vreme și în orice stare, o cântare care aducea din nou pace inimilor noastre.
Și ne aduc aminte acum de un cuvânt al părintelui la Sibiu, care spunea: vă rog să vă gândiți că peste acești pereți și peste aceste picturi și peste aceste icoane s-au oprit la un moment dat și ochii părintelui Iosif. Și parcă am văzut altfel pereții aceia și picturile acelea și icoanele acelea. Și astăzi și de nenumărate ori de atunci și până azi vreau să vă întreb, mă întreb întâi pe mine și apoi pe fiecare dintre dumneavoastră, gândindu-ne la cântările pe care le cântăm, ne aducem aminte de cei pe care le-au compus? Era oare în asemenea stare fratele Traian încât comod să-și bage mâna într-un buzunar după o hârtie și un creion și să stea și să stea să se gândească cum să lipească cuvintele? Sau prin pușcările dinainte de 89, înghesuiți în paturi și apăsați și strântorați, de parcă n-ar fi avut la ce să se gândească, ei se gândeau la Dumnezeu. Și aceste cântări atunci au fost scrise. Și aceste cântări, în momentul în care au fost scrise, au fost și memorate. Și aproape de fiecare dată venea și melodia pentru ele. Cum cântăm noi aceste cântări? Cum cântăm noi aceste cântări, dragii mei? Cum ne gândim, cum ne aducem noi aminte de ziua legământului nostru cu Fiul lui Dumnezeu? Du-te acasă și spune tuturor ce ți-a făcut ție Domnul. Ce avem să-i spunem, să spunem noi celorlalți, astăzi, celor care n-au ajuns în locul acesta, că ne-a făcut nou azi Domnul? Am fost la adunare și am plecat acasă. S-a încheiat săptămâna. Sau mergem acasă și le spunem celorlalți: am fost la adunare și Domnul mi-a vorbit. Am fost la adunare și Domnul mi-a spus ce nu-i bine în viața mea. Am fost acolo și a venit peste mine Duhul Sfânt. Și am ales din nou să-mi schimb viața. Și nu vreau pe altcineva decât pe El, pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă vom vrea să mergem cu asemenea stări și cu asemenea răspunsuri la casele noastre și cu asemenea gânduri să întâmpinăm zilele care ne mai stau înainte de trăit pe pământul acesta, haideți să-i punem Domnului la picioare inimile noastre. Și acolo El să lucreze, și acolo El să schimbe, și acolo El să miște. Și să nu le luăm cu noi de acolo niciodată. Să le lăsăm la picioarele Domnului. Și ca și recunoștință, și ca și dar pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru jertfa Sa. Dar și pentru ca să pună ce-i depus în El. Dragoste, îndelungă răbdare, bunătate, nădejde, credință, dorința de rugăciune, dorința de a citi și de a cerceta Scripturile. Doamne Iisuse, dă-ne un asemenea dor și dă-ne asemenea inimii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.